despre greșelile bărbaților. Cea mai mare greșeală pe care o fac majoritatea bărbaților într-o relație este că nu sunt niciodată mulțumiți de femeia pe care o au. Deși au o femeie care îi iubesc așa cum sunt, care plâng după ei și care le sunt alături și la bine și la rău, plâng înainte de a merge la somn pentru că v-ați certat, oricât de puțin bani ar avea la aniversări, încearcă să vă facă cea mai frumoasă zi, oricât de gol ar fi frigiderul, vă pregătește masa. Treziți-vă, bărbaților, și realizați cât de mult vă iubesc femeile de lângă voi. Suntem manipulați de Facebook, de poze frumoase, cu alte femei răsunând în inconștiență. O, sunt altele și mai bune, hai să ne bucurăm de viață. Și așa o iei pe calea unei aventuri despre care nu știi că nu are drum lung și că se va sfârși repede, poate în câteva săptămâni sau poate luni. Țip la ea când te ceartă pentru ceva, pentru că nu te face să te simți un rege al femeilor așa cum ți-ai dori. Și cauți ceva mai bun, mergând pe premiza sunt încă tânăr, pot să găsești ceva mai bun și am tot timpul din lume. Distracția se consumă repede după câteva luni și realizezi. Unde e femeia care de ziua ta te făcea să te simți special? Unde e femeia care în cele mai urâte zile din viața ta ți-a rămas alături când toți ar fi plecat? Unde e femeia care a suportat toate acestea și pe care nu reușești să o mai găsești nicio altă femeie? Unde e femeia care te-a sprijinit când tot în jurul tău s-a rupt? Unde e femeia care își făcea griji pentru tine atunci când nu te simțeai bine? Crezi că vreo femeie din pozele cu 1000 de like-uri de pe Facebook, Instagram va face toate astea pentru tine? Niciodată. Pentru aceste fete nu sunteți decât o cunoștință trecătoare întâlnită pe internet. Bărbați, nu vă lăsați seduși de femei care nu vă urează nici cât umbra soției voastre. Nu lăsați nici măcar prietenii să vă manipuleze negativ. Doar voi vă cunoașteți cel mai bine femeile de lângă voi. Nu uitați de diamantul din ochi, schimbând privirea după pietre. Ai grijă de femeia de lângă tine.